Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbim despre proporții și șiruri de rapoarte egale. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să meargă la librărie să-și cumpere pixuri colorate. Două pixuri de aceeași calitate costă 4 lei. Se întreabă oare cât mă costă 5 pixuri de același fel? La librărie, Andrei găsește următorul afiș. Numărul de pixuri, două bucăți îl costă 4 lei, iar trei bucăți îl costă 6 lei. Ce observă Andrei? Valoarea raportului dintre preț și numărul de pixuri este același. Deci rapoartele sunt egale, adică 4 supra 2 este egal cu 6 supra 3 și valoarea este egală cu 2. Deci înseamnă că un pix costă de fapt 2 lei. Să definim ce este proporția. Egalitatea a două rapoarte formează o proporție. Deci A supra B egal cu C supra D este o proporție în care numitorii B și D trebuie să fie diferiți de 0 pentru că știm că împărțirea la 0 nu are sens. A și D se numesc extremi în cadrul proporției, iar B-ul și C-ul se numesc mezi. Pe exemplu nostru, 4 supra 2 egal cu 6 supra 3, 4 și 3 sunt extremi, iar ceilalți doi termeni, 2 și 6, sunt mezii. Andrei își face următorul tabel și se întreabă oare pot completa afișul cu valorile care lipsesc? Deci o bucată ar costa cât? 2 lei, da? 4 bucăți de 2 ori mai mult, pentru că 2 lei costă un pix, deci vor costa 8 lei, iar 5 bucăți, prețul lor va fi de 10 lei. Deci, raportul dintre preț și numărul de pixuri este același și vom avea 2 supra 1 egal cu 4 pe 2 egal cu 6 pe 3 este egal cu 8 supra 4 și este egal cu 10 supra 5. Rapoartele acestea deci sunt egale. Numim șir de rapoarte egale șirul format din rapoarte care au aceeași valoare. Deci, A1 supra B1 egal cu A2 supra B2 egal cu A3 supra B3 egal și așa mai departe AN supra BN, unde numitorii trebuie să fie diferiți de 0. Deci B1, B2, BN, adică BI, toți trebuie să fie diferiți de 0 cu I de la 1 la N. Avem exemplu dinainte, deci 2 supra 1 egal cu 4 pe 2 egal cu 6 pe 3 egal cu 8 pe 4 egal cu 10 pe 5 și valoarea acestor rapoarte este egală cu 2. Ce observăm? Că 3 sau mai multe rapoarte formează deci un șir de rapoarte egale, dar oricare două dintre ele formează o proporție, de exemplu 6 supra 3 egal cu 10 supra 5 este o proporție. Andrei își propune să rezolve câte 3 probleme de matematică pe zi și își face un grafic în care reprezintă zilele, ziua 1, 2, 3, 4, 5 pe orizontală, iar pe verticală, numărul de probleme care trebuie să-l aibă Andrei la sfârșitul zilei respective, numărul total de probleme.
Deci își trece în tabel, în prima zi trebuie să am 3 probleme terminate, în a doua zi voi avea 6 probleme terminate, în a treia zi voi avea 9 probleme făcute, în a patra zi 12 probleme, iar în a cincea zi vor fi 15 probleme. Deci ziceam că în a patra zi vor fi 12 probleme terminate, iar în a cincea zi Andrei va avea 15 probleme făcute. Ce observă Andrei legat de acest grafic pe care l-a făcut? Anume faptul că valorile, perechile de valori între zi și numărul de probleme făcut, da, de ziua 1, 3 probleme și așa mai departe, ziua 2, 6 probleme, reprezentarea grafică a acestor puncte, aceste puncte sunt puncte coliniare, situate pe o dreaptă, deci, care trece prin originea sistemului de axe. Deci, iată și dreapta, care îmi arată că punctele obținute de Andrei sunt coliniare și dreapta trece prin originea sistemului de axe. Avem și raportul, șirul de rapoarte egale, numărul de zile și numărul de probleme și avem 3 supra 1 egal cu 6 supra 2 egal cu 9 supra 3 egal cu 12 supra 4 egal cu 15 supra 5. Deci un șir de rapoarte egale. Ce observăm? Că valorile din tabel, cu ajutorul lor, putem forma acest șir de rapoarte egale. Puteți să dați și voi exemple de proporții și de șiruri de rapoarte egale? Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.